proaspăt calificați în faza semifinală a Cupei României, competiție pe care au câștigat-o anul trecut după ce au învins în finală CV Metomis Constanța. Vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău au continuat acțiunea de promovare a echipei cu o vizită la unul din noii sponsori. După ce în urmă cu două săptămâni au făcut o vizită la firma Confrig, condusă de Gheorghe Stanciu, vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău s-au aflat ieri la orele amiezii, timp de aproximativ o oră în vizită la SC Multicom Zalău, firmă administrată de Gavril Iepure. Pentru a destinde și mai mult atmosfera relaxată, dar și pentru a se obișnui cu microfonul, deoarece face destul de rar declarații la finalul partidelor, centrul Răzvan Mihalcea a fost responsabil cu microfonul echipei Regio TV Transilvania pe durata întregii vizite în magazin. După plimbarea prin magazinul din Zalău, în timpul căreia vicecampionii au schimbat câteva vorbe cu o parte dintre angajați, câțiva jucători și-au trecut în viitoarea listă de cumpărături câteva produse, iar la final a urmat o ședință foto cu toți cei care au dorit să imortalizeze momentul. Vizita la noul sponsor al echipei ACS Volei Municipal Zalău nu s-a încheiat înainte ca voleibaliștii și antrenorii să treacă și prin sala de ședințe, unde au făcut cunoștință cu echipa managerială, care contribuie la succesul firmei Multicom. După o scurtă prezentare a firmei pe care o conduce începând din 1992, Gavril Iepure și-a invitat rând pe rând fiecare om din echipa sa să se prezinte sportivilor, după care a venit rândul fiecărui voleibalist să se prezinte și să adreseze câteva cuvinte echipei gazdă, iar la finalul întâlnirii, fiecare vizitator a primit o mică atenție din partea administratorului Gavril Iepure, care a promis că va susține gruparea vicecampioană nu numai financiar, ci și din tribune, asigurându-i pe jucători că va fi prezent la derbiul campionatului cu SCMU Craiova, programat luni, 29 februarie, de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău.